Mai întâi de toate trebuie să mă adresez cu un următor îndemn. Să nu ne rugăm ca fariseul fraților. Deci iată, cu ajutorul lui Dumnezeu, nici n-am terminat bine atmosfera sărbătorilor de iarnă și începem să pregustăm pregătirea pentru postul Paștelui, altă osteneală, altă plictiseală, alți cartofi, altă varză, altă fasole, alte murmure și alte griji pentru gospodine, pentru a pune și a strânge zilnic de pe masă pâinea și castronul și oala cu mâncare pentru toți cei care într-adevăr îl caută pe Dumnezeu cu sârguință și cu osteneală. Că așa spune învățătura Sfinților Părinți, că tot lucru bun cu osteneală și cu sârguință se dobândește. Și ca să avem o intrare, reper, în Evanghelia de astăzi, trebuie să vă fac întâi o cronologizare a câtorva elemente simple. Întâi, lumea este privită în antiteză. Avem cer și pământ, lume văzută și nevăzută, o lume bună și una rea, o lume dreaptă și una strâmbă, un om drept și unul păcătos, un om blând și unul bun. Deci tot timpul vom avea două împărății. De aceea Mântuitorul Iisus Hristos s-a adresat în Sfânta Evanghelie și a spus așa: nimeni nu poate să slujească la doi domni. Deci vedeți, deci arată că deja sunt două lumi și doi domni. Ori pe unul va iubi, ori pe altul va urî. Aici trebuie să înțelegem cele două mari domnii. Tatăl, care a creat toate și le-a adus cu cuvântul, cum spune Sfânta Scriptură, El a zis și s-a făcut. El a poruncit și s-a zidit. Deci asta trebuie să ținem minte. Același Domn este stăpân și binefăcător și ocrotitor al nostru. De aceea îl numim Domnul Dumnezeu. Iar după învierea Mântuitorului Iisus Hristos, prin întruparea din Fecioara Maria, spunem Domnul Dumnezeu și Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Deci acesta este Domnul Luminii. Eu sunt lumina lumii. Iar celălalt domn vine din întunericul necredinței, a nesupunerii, a neascultării, a răzvrătirii, a mândriei și este Domnul Întunericului. Și de aceea, la un moment dat, El este Cel care se adresează mulțimilor de îngeri și le spune: mă voi sui deasupra munților de miază noapte, voi pune scaunul meu și voi fi deasupra celui prea înalt. Deci, vedeți, a vrut mai sus de Dumnezeu. Dar ce trebuie să învățăm noi din această discuție? Doi domni. Că și Evanghelia de astăzi se bazează pe ce? Pe două lumi. Avem o lume artificială. Și nu trebuie să explicăm ce înseamnă artificial, deci tot ce este creat de om. Casă, masă, copac, vapor, avion, telefon, toate sunt creația minții umane, prin inteligența și descoperirea lui Dumnezeu. Dar aceste creații sunt trecătoare. Unele sunt mai mult folositoare sau mai puțin folositoare. Unele sunt mai puțin vătămătoare, altele mai mult vătămătoare. Dar știm un singur lucru, că ele pot face ca asupra lumii să fie un efect mult mai bun sau mult mai rău. Și de aceea în Evanghelia de astăzi ni se prezintă două categorii sociale. Deci pentru prima dată Mântuitorul într-o pericopă evanghelică, deci ne prezintă două categorii sociale. S-a referit la samarinean, un om oarecare, era cel ce a căzut între tâlhari. Același om oarecare, un samarinean, l-a pus pe asin și l-a dus la casa lui. Dar de data aceasta avem un vameș, nu ne gândim la aia care stau la vamă acum și anchetează, noi ne referim la vameșii Vechiului Testament, care făceau legătura între ținuturile din pământul Iudeii și a Ierusalimului și a Palestinei și trecerea dintr-un oraș în altul cu mărfuri, era vămuită cu cât se cerea, poftim, la 10 kg de tămâie, 1 kg de tămâie rămânea la vameș, la 10
kilograme de mir, un kilogram rămânea la vame. Și era un fel de cotă parte din care trăia ținutul respectiv pentru negustorii care ocrotea. Prin hanuri le asigura drumul, târgul și mai departe drumul negoțului. Ce era știut despre acești vameși? Că sunt cei mai ticăloși oameni. Ce era știut despre acești vameși? Că sunt cei mai nedrepți oameni. Ioan Botezătorul le spune să negustoriți cu dreptate, deci chiar îi și mustră. Dar noi știm că Mântuitorul, pentru a putea demonstra adevărul de credință, și-a permis personal să facă următorul lucru. Să intre în casa lui Zaheu vameșul, să stea la masă cu el, ca să poată pe mult să-i facă să murmure, și aici am să vă dau o pildă. Dacă ar veni mâine Mântuitorul în Iași și ar intra la prefectură, la primărie, la mitropolie, e un sediu oficial al orașului. Dar dacă vine Mântuitorul mâine în Iași și intră la cel mai mare club de discotecă sau la cel mai mare club de poker și discută cu patronul, tot orașul se uimește. Ați văzut unde a intrat Mântuitorul? Ai văzut cu cine a discutat? Și toți murmurau că a intrat să găzduiască la un om păcătos. Deci vedeți măsura. Păcătos din prima, deci fără categorie de cronologizare. Dar acel păcătos a avut o explozie sufletească foarte înaltă și și-a mărturisit păcatele în mod indirect în fața întregii prostimi. Și a spus așa: Doamne, pentru gestul care l-ai făcut, jumate din averea mea o voi da o săracilor. Deodată și-a câștigat simpatizanții, că săracii știți cum sunt. Ați văzut vreodată când săracii dau de câte un Gigi Becali, cum îl lingușesc și îl laudă, până îi dă și lui acolo 100 de euro. Ei, pe acest principiu a mers vameșul. Și a spus: da, dacă am nedreptățit pe cineva, întorc împătrit. Și aici, la cuvântul întorc împătrit, aș veni și aș spune că nu prea a nedreptățit. Mai degrabă era exigent și ținea cu statul roman și făcea vama cu scrupulozitate și mai mult de asta era condamnat, pentru că nu închidea ochii la anumite bișnițării. Dar spune așa: dacă am greșit, cuiva întorc împătrit. Deci nu își permitea să facă exces de zel din avere ca să o împartă altora. Dar în același timp, Mântuitorul a spus: astăzi s-a făcut mântuire casei lui Israel. Deci iată de ce a venit Mântuitorul. Ei, acum la templu, același vameș, nu știu dacă același, dar același gen de om, care n-avea curajul să spună mai mult, s-a așezat în spatele bisericii, acolo ultimul, lângă tabloul ctitorilor, și își bătea neîncetat pieptul cu pumnii zicând: milostiv fii mie păcătosului. Vedeți ce frumoasă și scurtă rugăciune. Milostiv fii mie păcătosului. Ce a concluzionat vameșul prin aceasta? Că ar putea să se prezinte în fața celor care îl văd la templu și ca un om ispășit, dar în același timp și necondamnabil, cum un asemenea soi de ligioană socială intră în biserică când ăsta n-are nimic cu Dumnezeu, numai fără de legi și nedreptăți face. Dar el s-a smerit pe sine, așa spune Evanghelia, și s-a retras în colțul lui. Ce categorie de oameni reprezintă acest vameș? Categoria tuturor păcătoșilor, indiferent de rangul social, mă refer în zilele noastre. Pentru că noi, înaintea lui Dumnezeu, toți suntem niște vameși. Și prin ce suntem noi vameși? Doamne, postesc, vreau să mă împărtășesc. Doamne, mă rog, dar vreau să-mi dai. Doamne, te chem și-ți citesc acatiste, dar vreau să mă ajuți. Doamne, vin la biserică, dar te rog, nu mă trimite în iad. Doamne, nu fac păcate, dar te rog, iartă-mă de ale de dinainte. Deci, vedeți, suntem într-o permanentă negustorie cu Dumnezeu. Deci, noi, propriu zis, această categorie de oameni care ascultăm predica în biserică, suntem în postura vameșului de a cere tot timpul ceva de la Dumnezeu. El, de data aceasta, n-a cerut concret, ci a cerut la modul general: milostiv fii mie păcătosul. Ce include milostivirea?
Milostivirea include, în primul rând, dorința lui Dumnezeu de a mântui neam omenesc și de a-l scoate din robia diavolului. Că a spus, tu, femeie, vei zdrobi capul șarpelui, dar el îți va înțepa călcâiul și vrăjmășie voi pune între sămânța ta și sămânța femeii. Vedeți ce frumos? Eu n-am venit să pierd lumea, ci să o mântuiesc, un alt act de milostivire. Pe cel ce vine la mine, nu-l voi da afară. Vameșii și desfrânații vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. De ce? Că știu să pocăiască. Tu ești cel ce mântuiești pe tot omul ce vine în lume. Nimeni din cei vii nu-i drept înaintea ta. Fără de legea mea și păcatul meu cunosc și înaintea mea-i pururea. Deci iată mărturii prin care Dumnezeu nu face altceva decât să ne arate că este milostiv. Și atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, este versetul care îmi place cel mai mult, l-aș scrie pe toate gardurile, încât pe unicul său fiu l-a dat la moarte și încă ce moarte, moarte pe cruce. Deci iată act de milostivire. Am văzut ce vrea vameșul de la Dumnezeu, vrea milostivire și noi tot milă voim, dar Mântuitorul, foarte atent, în învățătura Vechiului Testament, vine și se raportează în Noul Testament și le spune așa oamenilor, milă voiesc, iar nu jertfă. De ce vrea milă și nu jertfă? Mulți dintre noi, în vămeșia noastră personală, considerăm că acele fapte dumnezeiești pe care le facem noi, postul, rugăciunea, psaltirea, ceaslovul, osteniala, privegherea, mersul la biserică, fapta bună, parastas, pomenire, masă la săraci, filantropie, etc. L-am îmblânzit pe Dumnezeu. Se poate. Dar trebuie să mai îmblânzim și inima noastră față de Dumnezeu și față de semeni. Degeaba pozăm în creștinii autentici care le fac pe toate a lui Dumnezeu, pentru că la un moment dat, din neatenție și din nebăgare de seamă, alunecăm în extrema cealaltă, la Sfântul Altar, înaintea Sfântului Altar, un om plin de sine striga cât îl ținea gura, mulțumescu-ți, Doamne, că nu-s ca ceilalți, nedreptul, răpăreț, mărturisind strâmb, dau zeciuială, plătesc dările și nu-s ca cel vameș. Deci vedeți unde ne împinge lucrarea faptelor bune fără puțină discernere? Ne împinge în postura de farisei. Adică dăm în extrema cealaltă. Deci ce sunt farisei? Farisei erau o clasă socială a Vechiului Testament, un fel de nobili care aveau anumite legături cu Imperiul Roman, care erau iudei de neam, păstrau foarte bine legea, cunoșteau foarte bine legile, cunoșteau foarte bine decalogul, erau la curent cu Pentateuhul, nu erau în afara subiectului. Deci știau bine ce-i greșit și ce-i bun. Dar știau foarte bine ce. Cel mai important lucru pe care și noi trebuie să avem grijă de el. Profitul de pe urma dreptei credințe. Ce-mi iese dacă sunt credincios? Ce-mi face mie Dumnezeu dacă mă rog? Ce-mi dă dacă postesc? Ce-mi dă dacă mă împărtășesc? Ce-mi dă dacă vin la maslu? Ce-mi dă dacă frecventez biserica? Ce-mi dă dacă citesc psaltirea? În Vechiul Testament nu era așa. Era altfel. Fariseii erau la templu tot timpul, erau pe lângă Sinedriu și cei care păzeau Tora și bineînțeles că aveau câte un mic ghișeft. Aici se schimba banii pentru dat dajdea, aici se vindea pui de porumbel, mai încolo pui de turturele, melușei, viței, oi, țapi, tot ce era pentru jertfa templului. Și bineînțeles că fiecare butic avea câte un fariseu, pentru că el trăia din acest mic ghișeft făcut la ușa templului. Dar uita în mentalitatea lui de iudeu că acel ghișeft era tot o binecuvântare a lui Dumnezeu pentru el. De ce? Pentru că oamenii erau obligați să împlinească ritualul jertfei vechii rânduieli. Și atunci, Mântuitorul văzând această obrăznicie a fariseilor, ce credeți că a făcut?
și a luat un bici cu 7 franjuri, așa, cu 7 fire, s-a dus nervos, care era blândețea întruchipată. Învățați de la mine că sunt blând și smerit cu inima. Deci, vedeți, aici putem să spunem că Scriptura se contrazice. Cum? Un Dumnezeu blând și de oameni iubitor intră furios în templu și vedeți gestul, ca să vedem că impulsul Mântuitorului n-a fost unul de ala de cucoană. Vă rog să dispară masa asta de aici. Nu. A răsturnat mesele în templu și primul lucru care l-a strigat din rărunchii sufletului a spus așa: nu faceți casa tatălui meu peșteră de tâlhari, casă de tâlhari. Casa tatălui meu, casă de rugăciune se va chema. Îți fi voi farisei și cărturari, dar i-a făcut morminte văruite, goi pe dinăuntru, v-ați omorât prorocii, v-ați ucis părinții voștri, le-ați văruit mormintele prorocilor, dar sunteți spălați pe partea din afara paharului, dar partea dinăuntru e numai putoare. Așa le-a spus. Și și-a pus, din punct de vedere politic al vremii, în cap. Și odată cu această punere în cap a fariseilor și cărturarilor, n-a făcut altceva decât să pregătească și să netezească calea răstignirii. Pentru că din ziua aceea nu l-au mai iubit, nu l-au mai ascultat și spune Sfânta Scriptură, mereu cătau prilej ca să-l omoare. Dar n-a putut fi împlinit acea moarte, deci n-a putut fi împlinit acea moarte până în clipa și în ceasul în care cele ce s-au scris despre Fiul omului s-au împlinit printr-un cuvânt al Scripturii care spune: cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece. Și o iotă, și o cirtă din lege nu se va schimba până nu se vor împlini toate. Și toate s-au împlinit în tocmai pas cu pas, involuntar de voința fariseilor și a contextului politic de atunci, dar nu involuntar de prorociile Vechiului Testament și de profețiile mesianice și de tot ce era scris despre fiul lui David, despre cel ce venea pe linia davidică și pe linia din Iacov și pe speța seminția lui Iuda. De ce v-am spus lucrul acesta? Ca să vedeți că fariseii aceștia nu erau un fel de legendă. Deci au existat cu adevărat și erau oamenii care se pretindeau a fi cei mai corecți. Cine sunt astăzi cei mai corecți farisei? Politicienii. Toate politicile au platformă și învățătură perfectă spre binele umanității, spre folosul societății. Oricine ar vorbi când îl asculți, vrea doar binele semenului său. Iar binele se reflectă din ceea ce trăim în jurul nostru. Exact așa era și atunci. Impozite, biruri, necazuri, primejdii, puse toate pe popor, dar ei întruchipau imaginea legii. Și stătea în fața Sfântului Altar și spunea: mulțumescu-ți, Doamne, că nu-s ca ceilalți. Ei, acest mulțumescu-ți l-a iritat pe Dumnezeu și a pus în contextul Evangheliei de astăzi următoarea chestiune de subțirimea minții. Vedeți, pe unul l-a pus în față la altar și pe unul l-a pus în spatele bisericii. Deci din start a creat o distanță între cele două moduri de gândire. Adică omul prost și îngânfat ai să-l găsești întotdeauna în frunte, deci ca să nu te chinui să-l descoperi, iar omul modest și cuvincios ai să-l găsești undeva răspândit în mulțime fără să-ți dai seama, adică vorba unui părinte într-o zi, o vorbă frumoasă de anul trecut, valabilă pentru anul ăsta, care mi-a plăcut mie: binele nu face zgomot, dar zgomotul nu face bine. Vedeți, vameșul în pocăința lui și în smerenia lui, bătându-și pieptul și rărunchii, se pocăia acolo în spate și spunea: milostiv fii mie păcătosul. Deci este prima noastră șansă de împăcare cu Dumnezeu, atragerea milostivirii. Dar fariseul a avut grijă în momentul când a ajuns în fața Sfântului Altar să arate tot ce a făcut el bine. V-am dat pensii, v-am făcut poduri, v-am făcut cămine, vă școlarizăm, aveți servicii, am crescut plafonul de salarizare, am dat puncte la pensie, am mărit coeficientul PIB, etc. Deci sunt vorbe goale care sună, cum spune Eminescu, din coarda vieții, fără să spună nimic,
dar faptele demonstrează contrarul. Așa erau și acei farisei ai vremii. Nu făceau altceva decât să întărâte masele, să le manipuleze, dar în ce scopuri? În scopuri profitabile personale, dar veneau la templu și o făceau pe sfinții. Această categorie de oameni Dumnezeu o urăște, ca să știți răspunsul concret. Deci când întâlniți această categorie socială, trebuie să știți că Dumnezeu nu este de acord cu ce? Cu fariseismul, cu falsitatea, cu duplicitatea. Și dacă vreți la englez să spune altfel, snob, altfel trăiești în tine, dar altfel te manifesti în afară, adică ești dual. Tocmai această dualitate, și așa să-și încheie Evanghelia, că e foarte simplă, are 7 versete. Spune așa, și vă spun vouă că mai folosit s-a întors vameșul la casa sa. Păi era firesc, nici nu mai e nevoie de deducție. Păi cum era să se întoarcă nefolosit dacă ăla se zdrobea cu inima pentru păcatul lui și chiar recunoștea că e păcătos? Și chiar Sfinții Părinți spun lucrul acesta. Este foarte ușor să îndrepți un om păcătos că îi spui că a greșit și recunoaște. Și să căiești. Și e foarte greu să îndrepți un om mândru care niciodată nu se recunoască că greșește. Deci oricât i-ai explica că nu a făcut bine, el nu vede, deci nu vrea să vadă. Și atunci ți este foarte greu să poți să îndrepți un asemenea om, pentru că el nu va recunoaște niciodată anumite mărunțișuri sufletești care îl frământă. De ce s-a pus această Evanghelie înaintea apostolului? Că o să vedeți că sunt trei la rând frumoase. O să urmeze fiul risipitor, o să urmeze izgonirea lui Adam din rai, înfricoșata judecată, deci ele vin la rând. Ce rol au? Aceste Evanghelii pregătitoare ne arată din clipa aceasta că biserica este plină cu orice categorie socială. Și cei păcătoși cu părere de rău, și cei păcătoși, v-am mai spus eu odată, care noi nu ne vedem păcatele. Noi suntem farisei la suprafață, dar vameși în interior. Ei ar trebui să fim invers. Farisei la interior și vameși la suprafață, că mai mult ne-ar folosi. Dar vedeți, această iubire de sine, păcatul fundamental al umanității, al omenirii, este păcatul care nu ne lasă niciodată să ne vedem măsura. Și unde îl întâlnim elementul acesta? Iubirea de sine. O întâlnim în ceea ce se cheamă mândrie. Dumnezeu a vrut să-l facă pe Adam Dumnezeu, dar Adam s-a grăbit să ajungă Dumnezeu înaintea lui Dumnezeu. A vrut să ajungă un Dumnezeu fără Dumnezeu. Ei, același lucru îl face și omul. Dacă și-a luat mașină străină, mai vrea și un avion. Dacă și-a luat un avion, mai vrea și conturi în străinătate. Dacă mai vrea cont în străinătate, mai vrea și un vapor. Dacă își mai ia și un vapor, mai vrea și un elicopter. Dacă mai vrea bani, își mai face 3 case. Dar uită, cum spune înțeleptul Solomon, că deșertăciunilor toate sunt deșertăciuni. Adică când mori, nu poți lua nimic cu tine. Deci când mori, i-am spus cuiva într-o zi care mi-a spus așa, l-a spovedit. Părinte, am atâția bani, de-aș putea trăi să-i cheltuiesc. Și am spus, să știți că nu mă încântă. Și a zis, dar de ce spuneți treaba asta? Dragă, sunt 3 moduri de subjugare a omului. Prin patimă, când ești nenorocit și nu poți să scapi, deci dintr-un bețivan nu mai poți face om de treabă, că ăla sărac, oricât i-ai explica că e rău, să autodistruge singur și bea până îl găsești în șanț mort sau nenorocit. Prin desfrâu, care la un moment dat devine ce este desfrâu? E o plăcere. Dacă zahărul, dacă mănânci mult, faci diabet, așa și desfrâu. Te duce la nebunie și la autodistrugere, la sinucidere, la ceva te împinge. Și atunci și asta, fără de măsură, iarăși te autodistruge, deci păcatul. Apoi mândria, și aici francezul spune frumos, cel înțelept și smerit pierde jumătate, cel mândru și prost pierde tot. Deci este din înțelepciunile popoarelor și se cheamă, cartea se numește Dicționar al Înțelepciunii. Și aici trebuie să fim atenți, pentru că mândria surpă, dacă vreți, societăți, țări, guverne, partide, oameni mari, oameni, să știți că nu toți oamenii sunt proști. În lumea asta cotidiană, care noi o trăim, cât e globul ăsta pământesc de mare, avem și savanți, și oameni de știință, și oameni doxa de carte, și oameni luminați de Duhul Sfânt, și oameni luminați de inteligența asta rațională. Deci, pentru că așa se fac toate și se descoperă prin om.
pentru că este icoana lui Dumnezeu și are acele sclipiri de inteligență. Dar ultima subjugare față de păcat și de poftă și de mândrie este îngroparea în propria lăcomie. Din lanțul propriei lăcomii nu te mai scoate nimic. Și aici ce înseamnă lanțul propriei lăcomii? Când n-ai măsură la bani, muncești până te autodistrugi, când n-ai măsură la lucruri, îți faci atâtea câte nu le mai poți folosi și stăpâni, iar când nu mai ai măsură la lăcomie, faci lucruri megalomanice care nu-ți mai folosesc, dar le faci de dragul de a arăta că le faci. Și atunci, în momentul în care ai închis ochii, sau vine un sfârșit de oricare fel ar fi, tu ai rămas zbuciumat între ce? Între notar și judecător, între proprietari și moștenitori, între semeni și dușmani, între prieteni și vecini, între frați și între surori, între colegi și apropiați și, dacă vreți, între soț și soții. Ce fac doi oameni? Muncesc, nasc copiii, cresc și deodată pocnesc un divorț de la ideal și încep măcinările. Trebuie să împărțim casa, trebuie să împărțim mașina, mi-a furat aragazul, mi-a luat mașina de spălat, mi-a luat firma, mi-a scos banii din cont, mi-a făcut cutare, l-al minte pe cutare, l-al cumpără pe avocatul cutare. Și ce este? Propriul lanț al lăcomiei care duce la autodistrugerea noastră personală. Și asta înseamnă averea peste măsură. Cine o are să-și o stăpânească sănătos sau să înțeleagă de ce i-a dat-o Dumnezeu? De ce v-am spus lucrul ăsta? Ca să înțelegeți că după ce am umplut biserica și cu vame și cu farisei, Sfinții Părinți ne spun așa, că ar trebui să avem din faptele vameșului, dar înjugate la carul mântuirii, numai cu smerenia din faptele fariseului, dar numai cu smerenia vameșului. Că dacă faci cu smerenie ceea ce faci, Dumnezeu te binecuvintează. Avram a fost un om bogat, Noi a fost un om bogat, Iov a fost un om bogat, Lot a fost un om bogat, dar au avut măsura lui Dumnezeu în inima lor. Deci n-au pierdut contactul cu Dumnezeirea. Când stătea Iov pe grămada de gunoi și a venit soția lui la el, este cel mai frumos și mai concret exemplu și a zis, ce te mai rogi la Dumnezeu degeaba, tu nu vezi ce ți-a făcut? Și el i-a răspuns atât de frumos, că spune că nicăieri în literatura universală nu se găsește o frază mai echilibrată din punctul de vedere a rațiunii umane în suferință. Dacă le-am primit pe cele bune, cum ne-am putut bucura? De ce nu ne-am bucurat acum că le-am primit și pe cele rele? Deci vezi ce înseamnă omul care este în contact cu Dumnezeu la modul adevărat, nu la modul cârpit. Și zice, de ce gândești tu ca una din cele nebune? De ce credeți că a folosit termenul ăsta Iov? Era un bun cunoscător? Era un bun cunoscător al Scripturii? Zis acel nebun în inima sa. Nu-i Dumnezeu înaintea ochilor lui când păcătuiește? Tot din Scripturi. Deci așa și noi, indiferent ce necaz ar fi sau ce primejdie, că ești vameș sau fariseu, niciodată să nu lepezi contactul cu Dumnezeu. Și vă vorbeam de revenirea în sine, că eu aici am rămas. Mândria vameșului l-a dus la o iubire de sine exacerbată, dar întâlnim în Evanghelia duminicii următoare ce? Un om plin de bani, un om plin de vigoarea tinereții, hai să spunem, un macho al zilelor noastre, născut de copii gata, de părinți gata, de rude gata, care știți cum fac părinții, fac idol din copilul lor și dăruiesc tot ce își poftește sufletul și ce-ar vrea el să aibă. Și acesta spune, vreau partea mea ce mi se cuvine și să apucă de nebunii. Are esența, asta se va vorbi săptămâna viitoare. Dar deodată prin mijlocul Evangheliei se aude un lucru frumos și revenindu-și în sine, auzi ce frumos, revenindu-și în sine, ce înseamnă cuvântul a-ți reveni în sine? Este echivalentul a ceea ce spunem noi în spital. Comă, adică când omul este inconștient și este dirijat artificial de instrumentarul medical de supraviețuire, de aducerea la viață, și realitatea, sau spune ieșirea din comă, revitalitatea lui. Așa și-a revenit acest om și a revenit în sine și a dat-o seama că sinele l-a umflat, l-a umflat, l-a umflat, l-a umflat, l-a umflat
până s-a spart, ca ceva care explodează, ca o minge, ca un balon. Și când s-a spart, și-a dat seama că este cum? Gol. Cine mai era gol în Sfânta Scriptură? Adam. Adame, Adame, unde ești? Aici-s, Doamne. Păi și de ce te ferești de mine? Păi sunt gol. Și cine ți-a spus că ești gol? Nu cumva ai mâncat din pom? Ba da. N-a spus iartă-mă ca vameșul din fundul bisericii, milostiv fii mie păcătosul. S-a înălțat ca un fariseu. Și când s-a văzut tânărul gol? Prin răspunsul care l-a dat în cele două fraze evanghelice. Mă voi scula, mă voi duce la tatăl meu, deci iată ce frumos, reperul, punctul de plecare, mă voi duce la tatăl meu și nu numai că mă voi duce, și voi spune, tată, am greșit la cer și înaintea ta. Ce act este acesta? Ce v-am spus când am început? Milă voiesc și nu jertfă. I-a cerut fiului risipitor, dă milostenii, fă botezuri, bate mătănii, ține post, citește psaltirea, fă acatiste? Nu. Îi voi spune, tată, am greșit la cer și înaintea ta. Deci, care este primul act care apare aici? Pocăința, mărturisirea răului din tine. Acesta este actul prin care noi ne revenim în sine. Ea pare formală uneori. Când veniți și vă spoveriți, aveți tendința. Fie să vă uitați mirați, fie să zâmbiți, să vi se pară ceva banal. Dar nu vă dați seama că cel care vă tratează din fața dumneavoastră cântărește conform unor învățături canonice acolo când și cum să te împărtășești sau când și de ce să nu te împărtășești sau când și de ce să te împărtășești. Pentru că nu ești pus ca sperietoare pentru om. Ești pus acolo pentru cel care se pocăiește să ai și o inimă de mamă și una de judecător. Judecător analizând adâncimea și profunzimea greșelii și inima de mamă dezlegarea și iertarea ei. Că orice părinte spune copilului său, lasă, ai greșit, ai greșit, gata, hai să o luăm de la capăt. Deci acest să o luăm de la început este de fapt revenirea în sine în fața lui Dumnezeu. Milostiv fii mie păcătosul. Iertate sunt păcatele tale, fiule. Și unde întâlnim lucrul acesta? Într-o frază a fiului risipitor, pentru că ele sunt în strânsă legătură. O să vedeți și duminica viitoare este de vorbit până vă plictisiți. Spune așa, ce frumos, fiul risipitor, ce înseamnă să ai imaginea omului care nu mai este deformat. Cât sargați ai tatălui meu mănâncă pâine și eu pierd de foame. Este contextul din Evanghelia fiului risipitor, un anumit pasaj al Evangheliei. Cum adică argații mănâncă pâine și eu pierd de foame? Păi da, slugele de la casa stăpânului credincios sunt binecuvântate de Dumnezeu care venind stăpânul casei și găsind pe stăpânul slugilor, că le hrănește, că le spală, că nu le bate, că nu le osândește. Aș citit în Evanghelie, nu în Noul Testament, este la Matei. Spuneți că și-l va ferici pe el. Așa este. Deci, ferice de preotul, de duhovnicul, de mama, de tata, de povățuitorul și de învățătorul tău că te duce pe calea cea dreaptă și bună, pentru că venind stăpânul te va găsi spălat, îngrijit, pus la masă, adică cinat la cina de taină, la Euharistie, și-l va ferici pe el. Ei, iată același lucru a făcut și tatăl cu fiul risipitor. Deci în Evanghelia a doua, unde se vorbește și esența Evangheliei, gata, lăsăm subiectul, esența Evangheliei se centrează pe desfrânarea intelectuală a rațiunilor dumnezeiești. Și știți ce înseamnă desfrânarea intelectual? Vă spun eu care este formula curvarului spiritual, adică intelectual din punct de vedere duhovnicesc. Și ce dacă am greșit? Nu sunt primul. Și ce dacă am greșit? Ce o să facă toți, fac și eu? Și ce dacă am greșit? Dumnezeu trebuie să mă ierte. Și ce dacă am greșit? Ce or face toți, fac și eu? Și ce dacă am greșit? Atâta pot.
Deci astea sunt răspunsurile desfrânatului intelectual duhovnicește. Găsește în marea milostivire a lui Dumnezeu scuză la toate greșelile lui, arătând că undeva tot slăbiciunea lui Dumnezeu este că l-a făcut prea frumos și de aia atrag agicele la el, că i-a făcut gura prea largă și de aia îi se răstoarnă paharele în stomac, că i-a făcut burta prea mare și de aia mănâncă fără măsură, că i-a făcut buzunarul prea mare și nu se mai satură de bani. Deci tot Dumnezeu îi devină. N-a știut să-l facă cum trebuie. Pentru că spune Inocențiu de Odesa, când a făcut-o pe Eva, Dumnezeu l-a adormit pe Adam, ca să nu-și dea cu părerea în creație, că el era simplă creație, nu era deopotrivă cu Creatorul. Dar se spune că a ținut cont de solicititudinea lui Adam și a zis așa, nu-i bine să fie omul singur pe pământ, să-i facem tovarăși. Și a făcut un tovarăș potrivit, deci ca drept dovadă că vedeți că noi astăzi avem soț, soție și copii, soț, soție și copii. Deci e un tovarăș indispensabil. Creșteți, vă mulțiți și i-a spus femeii, tu vei fi atrasă de bărbatul tău, iar el te va stăpâni. Dar nu aici e esența. Această voință a lui Dumnezeu de a ne atrage și a ne scoate din această curvie a minții în care ne justificăm în toate noi că n-am greșit și nu suntem vinovați, are o rădăcină. Ce spune la Sfântul Maslu când veniți miercurea seara? Că nu v-am vorbit de mult, vorbesc părinții ca să se obișnuiască și ei cu voi. Toată dreptatea noastră înaintea ta, Doamne, este ca o cârpă lepădată. Deci să ne iasă din minte că îl putem prosti pe Dumnezeu cu explicații logice. Doamne, am avut gastrită și n-am postit. Doamne, am avut otită și n-am auzit. Doamne, am avut nasul înfundat și n-am mirosit că acolo e păcat. Doamne, am avut mintea îngustă și nu te-am priceput. Nu, nu, nu. De n-ați fi văzut minuni pe care nimeni nu le-a făcut, păcat nu ați avea. De n-ați fi auzit, păcat nu ați avea. De n-ați fi știut, păcat nu ați avea, spune Matei și Marcu. Dar pentru că ați știut și ați greșit, pentru că ați văzut și ați greșit, pentru că ați cunoscut și ați greșit, n-aveți răspuns la păcatele voastre. Amin.